Hello! Bine v-am regăsit la un vlog, la un gen daily vlog cu profesorul vostru preferat, profesorul expert. Astăzi o să vă arăt la microscop cum arată un ou de rac. Haideți că ouă de gogoștiuc, ouă de porumbel, ouă de găină, ouă de rață, ouă de gâsc, că ați mai văzut. Dar ouă de rac, probabil ați văzut în vlogurile trecute cu racul. Ați văzut cum arată ouăle de rac. Pe acel rac care i-am dat drumul, pe acea racă, să zic așa, cum am botezat-o noi. Mamă, să nu vă vină să credeți ce am găsit, că să moară Larisa de nos, nebun. Ia uite, frate, ce e în pomul ăsta, să trăiască familia ta. Mamă, ce-am călcat? Mamă, un cap de berbec. Ia uite, frate. Într-adevăr, mulți dintre voi ar spune, wow, ce scârbos, a pus mâna pe un craniu de capră. Mamă, ce frumos e. Oh my god. După cum vedeți, frate, dar nu știu cum a ajuns capra asta în pomor, a pus cineva capul ăsta. Craniul ăsta, îi dăm un pupic. Ori a pus cineva capul ăsta în pom, ori s-a spânzurat capra. O, să moară Larisa, o punem tot aici. Poate mai facem vreun bloc cu capul de capră. Era, cred că, așa. Îl las eu aici și mergem mai departe. Haideți să vedem cum arată ouăle de rac la microscop. Știu că sunteți foarte, foarte nerăbdători.
Hei, cum a fost? V-a plăcut ouăle de rac la microscop? Ați văzut ce finețe de microscop am? Să știți că pe aici se găsesc salamandre. Bine, acum ar fi un pic mai... Dar e ok și acum, dar ele sunt în mall. Mamă, când eram mai mic și aveam rațe leșești, am avut, cred că și vreo 40-50. Veneam de aici cu prietenii și luam lintiță. Era... un fel de... De fapt, ce să vă arăt? Mamă, uite și urzică! Mamă, ești copac? Ia uite urzică, boss! Mamă, și o să mă urzice... Ah, m-a urzicat! Oh, shit! N-am eu cum să vă arăt. Ah! M-a urzicat! Ah! Ia uite! Dar ce că e bună urzica asta la... Reumatism, ceva gen. Mamă, ia uitați ce frumoasă e. Mamă, deci au ieșit urzica. Așa că toți care sunt de prin zona mea sau vor să vină să coleagă urzici, să știți că au ieșit și sunt destul de măricel. Apropo, lintița o să vă arăt imediat cum arată. Exact ce luam eu pentru rățuște. Mâncarea lor preferată. Vedeți? Niște buline mici, verzi, un fel de floare de-asta de apă. Vedeți? Asta e lintița. Și luam cu un băț, luam cantitate ceva gen o găleată. Zilele astea a plouat și nu prea au ieșit gândăceii, încă sunt în pământ, dar mâine, poimine vor ieși și vom băga camera la treabă. Camera aia care am comandat-o de pe EMAG, endoscopică, o vom pune la treabă. Vă mulțumesc că ați fost cu mine în ziua asta frumoasă. Cu profesorul vostru preferat. Nu-mi place să fac vloguri între blocuri, mai bine fac așa în natură. Cuiburi, ale, dacă așa mi-a plăcut. Nu uitați să intrați pe pagina mea de Facebook, Shari, pagina oficială, pe Instagramul meu, Shari_profesorulexpert, și pe site-ul meu www.profesorulexpert.com. Cu voi a fost profesorul expert. Astăzi vă iubesc. Filmez cu, dacă observați, cu gimbalul acela care îmi place mie și numai cu el o să filmez. Voi a fost profesorul expert și nu uitați, ești curios? Perfect! Urmărește profesorul expert!